Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Andreea Roxana Linu, gazda emisiunii Sport și Sănătate. Ediția de astăzi este exclusiv unui eveniment unic ce va avea loc săptămâna aceasta la sfârșitul săptămânii, duminică pe 19 mai. Asaltul lupilor, un eveniment de excepție, nu e chiar o competiție, dar este vorba de fair play, de aventură, de noroi, de obstacole nemai întâlnite, unele mai grele, unele mai ușoare. Împreună cu invitata mea de astăzi, Raluca Filip, bun găsit! Bun găsit! Ea este gazda evenimentului Asaltul Lupilor și reprezentat Endurance. Bun găsit! Mulțumesc încă o dată pentru invitație și din partea organizatorului evenimentului, Cristian Nistor, și din partea mea, gazda evenimentului. De-abia vă așteptăm să vă vedem în acțiune ca și participanți. Abia aștept și eu. De unde această idee Asaltul Lupilor? Este un nume cu rezonanță, este unic în România și este 100% românesc. Absolut. Păi ai spus tot, Andreea, deja. Da, acest concept este 100% românesc, gândit de Cristian și implementat de el deja de 5 ani în București. Așadar, Asaltul Lupilor a avut loc în București de 5 ani de zile, sub mai multe forme, deci mai multe evenimente, dar în fiecare an. De ce spun mai multe evenimente? Pentru că la Iași, anul acesta, duminică, pe 19 mai 2019, va avea loc Asaltul Lupilor Fun, adică este o cursă cu obstacole și noroi, necompetitivă și necronometrată. Dar Asaltul Lupilor mai are și alte curse. Asaltul Lupilor Beast, care este cronometrată și competitivă și este foarte, foarte dificilă. Sportivi de performanță nu au reușit să finalizeze această cursă. Mai există Asaltul Lupilor Kids, specifică doar pentru copilași. Îți dai seama, foarte simple obstacole și distanța de parcurs mult mai mică. Și de asemenea Asaltul Lupilor Family, unde te înscrii cu familia, părinții, copiii, chiar și bunicii, pentru că nu există, de exemplu, aici la Iași se va desfășura Asaltul Lupilor Fun, cum spuneam, și aici vârsta minimă este de 16 ani, în schimb vârsta maximă nu există. Nu există, deci copiii de 16 ani pentru cei care s-au înscris deja va fi o nebunie. Absolut, sub 16 ani nu este voie să fii participant, dar poți veni ca și spectator pentru a te pregăti, eu știu, să vezi despre ce este vorba. Publicul are intrare liberă, participanții, bineînțeles că pot veni însoțiți de familie, de susținători, să le facă galerie, să îi aștepte la final, să îi încurajeze la începutul cursei, pentru că publicul spectator nu va avea acces pe parcursul traseului. Deci, așadar, îi vor încuraja la start și la finish. La finish. Câți kilometri? Aproximativ 6 kilometri. Cu obstacole și, între obstacole, bineînțeles, alergare de tip trail, adică pe teren accidentat. Noi ne-am pregătit împreună cu echipa și sunt sigură că multe echipe. Ceea ce nu știam și ceea ce astăzi mi-ai spus este că nu este vorba de o competiție. Nu este contra cronometru, avem timp, bine, nu chiar cât să ne întindem și să mai facem și un picnic, însă va fi ceva fun, va fi ceva astfel încât să socializezi, să-ți susții prietenii, să-ți testezi limitele, să ai parte de noroi, vom avea parte de noroi? Da, pe aici, pe acolo, nu toată cursa, dar pe aici, pe acolo, tocmai pentru a da puțin distracție și mai multă distracție, am gândit niște obstacole cu noroi, niște gropi, cu apă și noroi. Atenție, adâncimea este mică, prin urmare recomandarea organizatorului este să nu vă aruncați cu capul înainte în gropi. Nu vom înota în noroi. Nu, absolut. Este vorba de niște treceri și o să vedeți la fața locului. Este, da, și cum spuneai la început, chiar vreau să accentuez și eu, această cursă care vine la ea și Asaltul Lupilor Fun este necompetitivă și necronometrată. Prin urmare, participanții pot sta să-și facă fotografii la acele obstacole. Exact, înainte, după ce reușesc să treacă și încurajează
încurajăm foarte mult să nu își lase prietenii în urmă sau chiar dacă sunt necunoscuți pe care îi văd că sunt în dificultate și nu reușesc să treacă peste un obstacol, vă recomandăm tuturor să vă ajutați, pentru că este vorba exact despre asta, este vorba despre acel principiu din armată, no man left behind, niciun om lăsat în urmă. Și e ca și cum îți testezi limitele și, nu doar fizice, ci și psihice și îți ajuți și pe ceilalți camarazi, să spun așa, să termine cursa, pentru că despre asta este vorba, nu neapărat despre cât de repede reușești să termini cursa, ci important este să termini și să ai acea satisfacție la final. Personal, astfel încât, da, să te simți ok cu tine însuți, absolut, având în vedere că este prima oară la Iași, cum a fost posibil, Raluca, un asemenea eveniment la Iași? Păi am auzit de acest eveniment, care este cea mai cunoscută și iubită cursă cu obstacole din România. Mai sunt și alte evenimente de acest tip, francize, aduse din străinătate. Unele sunt realizate în studio, după cum cu siguranță știți, în show-uri TV. Dar aceasta este singura de acest tip din România, outdoor. Și eu, pentru că am un parc off-road, un parc natural și de aventură off-road, m-am gândit că s-ar potrivi extraordinar de bine. Și l-am contactat pe Cristian anul trecut, chiar anul trecut în primăvară, uite că acum se împlinește un an, așa, și am spus, uite, eu am ideea asta, aș vrea să vii cu evenimentul tău, organizat și gândit de tine, să vii cu el la ea și la mine în parc. Bineînțeles, prima dată am avut discuții telefonice mai multe, apoi l-am invitat la mine, a venit la fața locului astă vară, a văzut despre ce este vorba, s-a întors, s-a gândit, a luat în calcul toate variantele, cum este mai bine, și apoi în octombrie 2018 am anunțat oficial înscrierile și colaborarea noastră și înscrierile la eveniment. Imaginez că a fost o decizie pentru că Bucureștiul este București și Iașiul este Iași. Absolut, absolut. Specificul este publicului, este diferit și nu numai. În Iași este o premieră și nu doar pentru Iași, ci pentru toată zona Moldovei, zona de nord-est. Pentru că în această zonă se organizează frecvent și foarte bine că se organizează evenimente de alergat, semimaraton, maraton și trail. Foarte important, trail, alergare pe teren accidentat. În schimb, acest tip de eveniment, cursă cu obstacole și noroi, dar nu neapărat cu noroi sau fără, dar curse cu obstacole, nu s-a mai organizat niciodată. Și de ce am adus acest eveniment și Cristian a decis să aducă mai întâi evenimentul fun, adică necompetitiv și necronometrat, tocmai pentru a testa piața și a vedea dacă oamenii ieșenii sunt deschiși la astfel de evenimente și dacă sunt în stare, evident, pentru că apoi, dacă își doresc, noi putem aduce și bis. Adică cred că varianta. Acel beast. Eu am discutat și cu mulți instructori din Iași și noi toți am avut impresia că va fi o competiție. Noi între noi, între săli, între cei concurăm cumva unul împotriva altuia și despre asta, nu știu, a fost așa ca o idee. Într-adevăr, nimeni nu s-a documentat și nimeni nu a pus o întrebare, să zicem, despre ce este vorba. Toate aceste informații le găsiți în continuare pe www.asaltullupilor.ro da, așa este, dar competiția clar că este, dar este cu sine. Da. Și acest cuvânt împotriva cuiva nu există. Și nu există nici măcar la BIST, la cealaltă cursă cu obstacole mai grea, pentru că tot cu tine concurezi acolo. Este contra cronometru. Practic, tu îți demonstrezi ție dacă ești în stare să termini cursa în un anumit interval de timp. Știi și tu că asta este cea mai grea. Competiția cu tine însuți este cea mai grea. Exact. Adică exact. Mai degrabă dai vina că celălalt a fost mai bine pregătit, că celălalt, nu știu, s-a odihnit mai bine decât să spui că da, eu. Legat de recomandări, că ai spus că s-a odihnit mai bine, recomandăm tuturor participanților să se hidrateze corespunzător, să se îmbrace corespunzător, echipamentul trebuie să fie echipament sportiv, tricou, pantalon tehnic, încălțăminte de trail running, mănuși dacă este posibil, să îndepărteze bijuteriile de pe corp, să-și prindă părul în coadă. E foarte important să respecte cei care fac sport în mod curent, știu aceste reguli, dar pentru toți ceilalți, pentru că această cursă se adresează tuturor și celor care au experiență în sport sau într-o viață activă, dar și celorlalți.
se adresează, tocmai pentru a deschide calea și a arăta că este ușor să faci sport. Și de aceea aceste reguli e important să le menționăm. Deci, așadar, prins, da? Echipament tehnic, papuci de hidratare, trei, hidratare, și somn. Somn înainte de cursă. Înainte de cursă, da. Nu, să nu ne apuce emoțiile pe acolo. Chiar dacă sunt emoții, să știți că sunt sesiuni de încălzire înainte de startul fiecarei serii, pentru că startul se dă pe serii, nu pleacă, toți cei 1000 de participanți odată. Peste 1000 de participanți. Nu pleacă toți odată, vor pleca pe serii. Și înainte se face o încălzire mare, generală, la început dimineață, la 7, 7 și ceva, okay. Așa, și după aceea, înainte de fiecare serie, se mai fac câte 10 minute de încălzire. A, deci nu plecăm așa cu toții... Nu. Vă pregătiți, vă încălziți, tocmai asta e și ideea și de aceea se pleacă și pe serii, pentru că sunt foarte mulți care se opresc pe traseu sau nu reușesc să treacă un traseu și pentru că este necompetitiv, nu vă obligă nimeni să treceți un traseu. Dar noi recomandăm să faceți un exercițiu de penalizare. Ah, burpees. Pentru cei care nu cunosc, dați o căutare. Este un exercițiu greu, adică... Dar nu este obligatoriu, ai spus. Noi vi-l recomandăm cu mare căldură, pentru că este important, tocmai asta e, nu sari peste obstacol, nu reușești să treci acest obstacol, prin urmare tot ție îți impui un exercițiu de penalizare. Bineînțeles că nici acela nu este obligatoriu, nu stă nimeni să vă oblige, este necompetitivă această cursă. Dar dacă nu poți face un lucru dificil, faci un alt lucru, ai o alternativă, tot dificil, dar nu la fel de dificil, da? Bine, cred că chiar am să te rog să ne povestești aceste obstacole, cum sunt, care sunt principiile, ce lucrează, vor fi cineva acolo care ne vor îndruma, pentru că stai și te uiți la un ansamblu de ceva și spui, bine, pot să fac poză cu tine? Așadar, obstacolele sunt toate din materiale naturale, din lemn în principal, da? Și sunt și obstacole, cum v-am spus, gropi, cu apă și noroi. Sunt obstacole la care, probe, să spunem așa, la care trebuie să cari niște cauciucuri dintr-o parte în alta, să tragi, tot forța brațelor sau picioarelor se pune în evidență. Toate aceste și fotografii le găsiți pe pagina de Facebook la Saltul Lupilor, la fel și pe site și pe pagina de Facebook, ca să vă dați seama. Ele au fost concepute de Cristian, sunt originale, bineînțeles, inspirația este conceptul este din zona de armată, de army training, ca să spunem așa, dar fiecare obstacol de la Saltul Lupilor este original. Deci nu mai este la alte curse. Nu seamănă, bineînțeles, pentru că multe seamănă între ele. Nu putem inventa acum roata. Așa, absolut. Ele, pentru că sunt originale, au și nume care aduc așa fac referire la mitologia românească și la tot ceea ce este românesc, cum ar fi Greuceanu sau Muma Pădurii. Sunt și alte denumiri, intrați și pe site și pe pagina de Facebook și o să vedeți și mai ales o să aveți surprize atunci la fața locului, pentru că lângă fiecare obstacol, de ce spuneam că puteți să vă opriți să faceți fotografii, selfie și ce vreți voi ca și participanți acolo, pentru că voi vă bucurați în primul rând, voi participanții, de această cursă cu obstacole și noroi. Și în dreptul fiecărui obstacol va fi o plachetă pe care scrie numele și în ce constă. Și mă întrebai dacă vă îndrumă cineva. Da, avem voluntari cărora le mulțumim și acești voluntari, dacă nu vă dați seama care este sensul sau ce trebuie să faceți, cum să vă cățărați, vă vor arăta. La fiecare traseu este cineva care vă va arăta ce trebuie să faceți ca să ajungeți dincolo. Cam câte obstacole ne-ați pregătit? Sunt în jur de 30 de obstacole naturale și artificiale. Ai spus forță? Forță, nu neapărat cățărare, viteză. Da. Nu, deci și, nu viteză. Okay. Absolut. Îndemânare. Și acea înfruntare a fricii, pentru că la un moment dat trebuie să treci pe sub niște sârmă înghimpată. Oh. Trebuie să intri în acea groapă cu apă care nu este apă caldă, că noi la Endurance nu avem apă caldă, este apă la temperatura ce va fi atunci, pe 19 mai. Ok, aici da, pentru mine va fi chiar o luptă cu mine. Ai văzut? Și cu frigul pe care nu-l suport. Da, nu va fi frig, dar va fi așa ca la o piscină puțin mai rece.
Deci am vorbit despre obstacole, nu ne mai poți da niște nume? Nume de... Nu. Aici păstrez secretul pentru că vă invit să intrați pe paginile oficiale, să descoperiți acolo și fotografii, dar foarte important e să veniți acolo, să vedeți ce surprize faine și ce experiență, pentru că de fapt și de drept, de ce am vrut să aduc acest eveniment la mine în parc? Pentru că e vorba de experiențe și eu activez în această nișă de turism experiențial și pe asta se bazează activitatea întregului parc și acest eveniment exact asta promovează, experiența. Experiența în, de a te bucura împreună cu prietenii sau cu familia sau chiar de unul singur, dacă ești lup singuratic, absolut, se potrivește. Da. Așa, să te poți bucura de această experiență. Și da, e important să veniți, să vedeți și să participați. Dacă nu ați reușit acum să vă înscrieți, pentru cei care n-au reușit până acum, urmăriți paginile pentru că s-ar putea să mai organizăm dacă Iașu apreciază acest tip de evenimente. Și cel Beast și cel Family. Absolut. Eu cred că și cel Family va fi primit cu dacă mare căldură. Dacă va fi cerere, Cristian se gândește să organizeze și celelalte evenimente tot la Iași. Tot la Iași. Da, Ar fi extraordinar pentru București, apoi Iașul. Da. Participanții sunt doar din Iași sau din toată zona? Avem peste tot. Avem peste 200 de participanți din București, pentru că sunt cei care sunt fani vechi și participanți vechi la Saltul Lupilor și vin după eveniment. Avem din Deva, avem din Cluj, avem din Chișinău, avem din Galați, din Brăila, din Neamț, din Suceava, bineînțeles, mai ales din zona asta Moldovei. Da, sunt concurenți, v-am zis, peste 1000 de concurenți din toată țara. Din Iași, bineînțeles, sunt cei mai mulți. La fel, echipe mari, echipe mici și foarte mulți înscriși individual. Care pur și simplu vor... Da, și-au plătit biletul individual, vin și își testează propria limită. Deci pentru cine încă mai vrea și este interesant, îi se pare interesant, se mai pot face înscrieri? La fața locului doar și tariful este mai mare, îl găsit, dacă pot să-l spun acum, spun, dacă nu, este 150 de lei de persoană la fața locului, indiferent că te înscrii individual sau în echipă. Eu asta nu știam, că poți să te înscrii și individual sau absolut, câte 2, 3 sau câte grupuri sau indiferent de ce. S-au făcut discounturi serioase, au fost câte 3 serii de înscriere și tarifele au fost de la început mici, apoi au crescut pe măsură ce a trecut timpul și am anunțat și s-a încurajat înscrierea în grupuri mai mari peste 11 persoane, tocmai pentru că poți ca firmă, de exemplu, corporate sau o firmă mică, antreprenorială, poți face team building. Exact. În felul acesta. Și exact. Sunt firme care s-au înscris pentru... Avem, da, da. Foarte frumos. Pentru că au bifat două lucruri în același timp. Exact. Peste 1000 de participanți, înțeleg, din toată țara, din zona Moldovei sau din Iași, predominant Iașul. Predominant Iașul, 16 ani sunt? 16 ani? Da, avem câțiva, nu foarte mulți, dar sunt. Avem și străini. Sunt studenți. Probabil, credem noi, că sunt studenți aici de în Iași. De la universitate. Da. Oh, fantastic. Da. Ce se întâmplă vineri, sâmbătă, duminică este evenimentul? Da. Vineri și sâmbătă. Vineri și sâmbătă îi rugăm pe toți participanții să vină să-și ridice kiturile de participare. Kitul de participare inițial constă în primirea numărului de concurs și a brățării de concurs cu care are acces participantul pe traseu. Este foarte important să vină pentru că fiind foarte mulți, nu vrem să se creeze ambuteiaje, să spun așa, duminică la fața locului. Duminică doar cei care sunt din afara Iașului și nu au reușit să vină vineri și sâmbătă să-și ia kitul, să-și ia numărul de concurs, îi primim să-și ia kitul de concurs. Dar noi rugăm participanții, mai ales pe cei din Iași, să vină vineri 17 mai și sâmbătă 18 mai să-și ia kit-ul, da? Numărul de concurs și brățara. Ce rol are numărul de concurs și brățara? Numărul de concurs este personalizat, a fost în urma înscrierii
Fiecare dintre participanți a primit un e-mail cu ghidul evenimentului și cu tot ce înseamnă instrucțiuni, reguli și așa mai departe și i s-a alocat un număr, iar numărul respectiv are numele concurentului. Unii concurenți au ales nume foarte haioase. Aveam posibilitatea să ne alegem. Bineînțeles, mai ales dacă era în echipă sau așa. Și acel număr se lipește pe tricoul de concurs, pentru că e fain, îți faci și fotografii, plus că noi știm exact cine ia startul, ce serie, pentru că pe numărul acela de concurs, în afară de nume, scrie și seria în care pornești. Exact. Și brățara, la fel, brățara are rolul de a ști exact cine este pe traseu, din ce serie și așa mai departe, pentru că se poate întâmpla să pierzi numărul de concurs pe traseu. Dacă te arunci într-o groapă sau n-ai lipit bine sau așa. Și la sfârșit, după ce concurentul termină cursa cu obstacole și noroi, îi se taie acea brățară și are acces în zona publicului ca pentru toți ceilalți, nemai având acces apoi pe traseu. Deci, vineri și sâmbătă asta se va întâmpla. Duminică, la ce oră trebuie să fim? Duminică, noi vă invităm de dimineață de la 7. Seriile vor pleca, deci primul start va avea loc la ora 9, urmând ca aproximativ 200 de concurenți pe serie să ia startul la interval de câte 25 de minute. Ca să aibă timp. Exact. Și pentru un selfie, bineînțeles. Da, așadar, primul start, deci în prima serie, va avea loc la ora 9. Noi vă recomandăm să veniți mai de dimineață, tocmai pentru a evita îngrămădeala, pentru a vă găsi loc de parcare. Parcarea noastră este gratuită, pusă la dispoziție participanților, însă este limitată. În sensul că avem o capacitate de 200, între 200 și 300 de mașini, dar fiind atât de mulți participanți și nu vorbim de publicul spectator, doar participanți, este limitată totuși parcarea, de aceea recomandăm și publicului și participanților să se grupeze și să vină mai mulți în aceeași mașină sau să vină cu bicicleta sau să vină cu motocicleta. Eu câțiva care vor veni cu bicicleta. Așa, sau să vină cu mijloc de transport în comun. Există, la fel, în ghidul participantului pe care îl găsiți pe site și pe Facebook-ul Asaltul Lupilor, găsiți ghidul și acolo găsiți și recomandările pentru transportul cu microbuz. Este un microbuz care aduce participanții din Iași la parc. A, direct la parc. Nu chiar direct, este foarte, foarte în apropiere. Oricum, toate aceste informații le găsiți în ghid și pe site. Deci avem parte de, la ora 7, avem parte de prima încălzire. Încălzirea va avea loc puțin mai târziu, dar noi vă recomandăm să veniți de dimineață, tocmai ca să mergeți să vă lăsați hăinuțele cu care veniți, pentru că este și bag check, se numește. Este o zonă de garderobă, ca să spun așa. În sensul că puteți veni gata îmbrăcați pentru cursă, dar vă recomandăm să aveți și niște haine de schimb, imaginez. Pentru că la sfârșitul cursei veți fi puțin noroioși. Și ai spus tu înainte să intrăm în emisiune că ne așteptați cu furtunul. Absolut, cu un duș rece, să spun așa. Da, dacă vreți să plecați așa cu noroi, nu e nicio problemă, noi nu ne supărăm, dar la dispoziția voastră sunt locuri și de hidratare și de curățare, în sensul că să vă puteți curăța, apoi acele haine ude le puneți în punguța cu care ați venit, voi vă sunt cabine și ne putem schimba altceva. Da, oricum, ideea este să mai stăm și după, nu? Absolut, avem o zonă, se numește partea de festival, ca să spun așa, unde este antren în continuare, adică noi avem MC, avem o scenă, avem o zonă se va termina așa, la revedere. Avem și o zonă în care va fi și muzică, va fi și o zonă în care puteți, nu știu, să beți o apă, o bere, să mâncați un mix, un cârnăcior, lucruri din acestea care vă pot ține în continuare să vă distrați și să vă uitați și la ceilalți serii. Asta este bine, să stai să-i aștepți și pe ceilalți și să-i încurajezi. Da. Deci publicul nu are acces la obstacole. Nu, absolut. Ea are acces într-o zonă în care poate vedea o mare parte din obstacole și foarte important, zona de start și zona de finish. Dar după ce se termină
Au acces, vor avea acces? Doar voluntari, doar voluntari, absolut, pentru că noi apreciem foarte mult sprijinul lor și dacă îmi dai voie, aș vrea să mulțumesc și autorităților care, care ne vor fi alături, Jandarmeria Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași, la fel Crucea Roșie, care va fi alături de noi cu voluntari și cu punct fix și cu puncte mobile și sunt oameni care ne sunt alături și ca eveniment și ca oameni, deci implicați în tot ceea ce înseamnă eveniment sportiv, la care publicul are intrare liberă. Deci publicul, bineînțeles, nu are acces pe traseu, dar intrarea este liberă în parc, în acea zi, în acea zonă de festival, ca să de spunem festival. Așa. Da. Și după ce se termină cursa, doar voluntarii au, mă rog, au, pot să meargă pe traseu, să se cațere și așa mai departe. Este ca un fel de mulțumire a noastră pentru ei. Sunt sigură că va avea un mare succes. Mulțumim și noi credem la fel. Și îmi dau seama acum că este profesional. Adică dacă vor fi și puncte în care să cere ajutorul, vor fi și oameni pe parcurs. Absolut. E mare. Și veți avea și, am uitat să spun, de punctele de hidratare. Punctul de hidratare intermediar și final. În sensul că noi, este necompetitiv și necronometrat această cursă, dar oamenii vor face efort, iar mulți dintre ei chiar au venit să-și testeze serios limitele. Da. Și vor face un efort mare. Prin urmare, la un moment dat pe traseu, la jumătatea traseului, va fi un punct de hidratare, așa se numește, în care voluntarii vor da apă celor care au nevoie, iar la final apă, fructe, tot ce înseamnă pentru hidratare. Și, bineînțeles, cealaltă parte a kitului participantului, da, când se taie acea brățară și a terminat cursa, mai primiți ceva pentru voi, tocmai pentru că ați terminat cursa. Apoi puteți să mergeți în zona de public unde să mai beți o cafea și încă o bere dacă vreți. Și ce se va primi? O bere și o mini pizza. Medalie? Și medalie, și medalie. Cum am putut să uit? Nu, n-am uitat. Și medalie, absolut, vom avea la sfârșit. Fiecare participant va primi o medalie. La linia de finish. La linia de finish, da. Asta era. Deci nu avem voie, adică nu, noi avem voie, cei care sunt participanți, avem voie la obstacole. Absolut. Putem să filmăm, deci absolut, chiar nu este nicio absolut fel de grabă. Vă încurajăm chiar să faceți fotografii, să vă distrați, să tăguiți pe cine vreți, să spuneți că ați venit, ați participat. Bineînțeles că se pot face fotografii și chiar bine că ai spus de asta, avem colaboratori și voluntari, încă o dată mulțumiri voluntarilor care vor face fotografii. Voluntarii și fotografii acreditați, da, doar ei vor avea acces în zona obstacole, tocmai ca să vă fotografieze, pentru că voi nu o să aveți timp să vă fotografiați atât de mult și să arate super profi aceste fotografii. Mm-hmm. Voluntarii noștri pe partea de foto-video vor face aceste fotografii și le veți găsi pe paginile evenimentului după aceea, să vă bucurați împreună de experiența asta. Perfect. Deci, fetelor, fără machiaj, pentru că va fi natural. Veți, dacă este waterproof... Poate. Da, deci are să fie extraordinar. Absolut. Cine da va mai fi invitat? Cine mai se va ocupa de festival? Pentru că la sfârșit... Da, avem doi MC. Este vorba de Vlad Baba și de Cezar Alexa. Ei doi vor întreține atmosfera, va fi și muzică, vor povesti exact în amănunt, nu cum am spus eu acum ca să mențin suspansul, vor povesti despre fiecare obstacol în parte, cum se numește, în ce constă și așa mai departe pentru publicul de acolo care... Nu va avea acces? La toate. Ei, publicul va vedea doar o parte, cum am spus, dar nu vă... Neștiind exact, cei doi MC, Master of Ceremony, vor prezenta obstacole, vor zice despre ce este vorba. Bineînțeles, vor spune și despre partenerii noștri și despre tot ce se întâmplă și despre parc și bineînțeles informațiile de logistică, ce se întâmplă la sfârșit, unde au acces, unde au toaletele, unde este vestiarul și așa mai departe. Regulile pentru acest eveniment. Da, regula cea mai importantă este să ascultați de organizatori și de voluntari. Noi vom fi îmbrăcați corespunzător, deci tot o să ne distingeți în marea de participanți, pe noi cei care ne ocupăm, pe noi organizatorii, cei care ne ocupăm de bunul mers al evenimentului. Și este foarte important să respectați ceea ce noi vă rugăm să respectați. Pentru că, în primul rând, la acest eveniment și în general
general la evenimentele sportive, dacă ești familiarizată, știi asta, siguranța este pe primul loc. Așa cum fiecare obstacol a fost gândit, verificat și răzverificat de Cristian de zeci de ori, ca să vadă în primul rând dacă ține bine, ca să spun așa, la un flux de mai multe persoane deodată, pentru că gândește-te, în serii sunt câte sute de persoane care iau startul deodată, deci câteva zeci oricum este posibil să se urce pe un singur obstacol în același timp. Da. Așadar, aceste obstacole sunt testate, sunt făcute să fie sigure, da? La fel, de ce nu are voie nimeni altcineva în afară de participanți pe traseu? Tocmai pentru a păstra siguranța și a nu se întâmpla incidente neplăcute. Și bineînțeles, în al doilea rând, este și vorba despre respectul pe care îl acordăm participanților pentru că au plătit pentru un eveniment de care să se bucure și o experiență unică de care să se bucure ei, în primul rând, da? Și publicul, da, are intrare liberă, dar am spus, într-un areal din care se vor putea bucura, dar nu va avea acces exact la fiecare traseu traseu. Da, în cazul ăsta, da, mi se pare corect. Așadar, siguranța este pe primul loc, de aceea toți partenerii și noi toți muncim ca totul să fie sigur și legat de siguranță, fiecare participant va da o declarație pe proprie răspundere. Asta când? Sâmbătă? Atunci când se ia prima parte a kitului. Deci în momentul în care ți iei numărul de concurs și brățara, ești obligat să, în calitate de participant, nu la public mă refer, să dai acea declarație pe proprie răspundere. Și este foarte importantă, fiecare a primit-o în e-mail, are un click, se poate downloada, se printează și trebuie să vii cu ea vineri sau sâmbătă să o predai semnată și dacă e cazul ștampilată, dacă este vorba de o firmă sau de o echipă și așa mai departe. Este foarte important și dacă se întâmplă să o uiți, se poate achiziționa la fața locului, dar noi nu vă recomandăm. Vă recomandăm să veniți pregătiți și să o predați. Pur și simplu, ca să nu vă mai complicați. Dacă este cineva care uită, noi îi punem la dispoziție contra 5 lei, iar acești 5 lei, să spunem așa, o să fie pentru un copăcel pe care îl plantăm tot în parc. Dar, da, pentru că este vorba de o foaie și un copac tăiat. Și prin urmare plantăm un copac în locul acelei foi, să spun așa. Este o chestie de simbolistică și e importantă și pentru noi, dar cu ocazia asta încercăm să responsabilizăm oamenii și să vină cu lucrurile pregătite, că spuneam mai devreme de profesionalism. Da, lucrurile acestea au fost testate și gândite de atâția ani și așa cum evenimentul este profesionist organizat, așa rugăm și noi participanții și publicul să respecte regulile de siguranță în primul rând, care țin și de siguranța lor și de siguranța participanților, dar și regulile de bun simț, tot ceea ce înseamnă zona amenajată și respectul față de participanți și față de organizatori și așa mai departe. Și față de mediu. Și față de mediu, absolut. Mi se pare corect. Deci siguranța este prima regulă. Absolut, da. Și să respectați indicațiile noastre. Vor fi la parcare, vor fi oameni care vă vor dirija, pe parcursul traseului la fel, pentru participanți, un voluntar care să vă arate, iar pentru public va fi o zonă delimitată și vă veți da seama, publicul își va da seama unde are voie și unde nu are voie. În cazul în care se întâmplă, nu știu, ca unii oameni să nu înțeleagă, se pot face observații mai dure, ca să spun așa, pentru că suntem la endurance, dar noi nu ne dorim acest lucru. Indicații dure în ce sens? În sensul că partenerii noștri de la jandarmeria Iași poate să le atragă atenția doar prin simpla prezență, credem noi. Dacă ei vor fi prezenți acolo cu siguranță. Așa credem și noi, că doar prin simpla lor prezență lucrurile vor fi mai calme. Și de este să apelăm la bunul simț al fiecăruia, absolut, pentru absolut. Că ne respectăm. Noi suntem convinși că așa va fi, pentru că evenimente de felul acesta atrag oameni care deja au un grad de civilizație sporit și deja sunt obișnuiți cu astfel de evenimente, au mai participat la astfel și chiar dacă nu au mai participat, este un alt fel de public în care noi avem încredere și în care nici nu e nevoie să spunem foarte multe. Dacă le-am trimis ghidul și oamenii citesc și se informează, prezența forțelor de ordine este doar așa simbolică și la nivel vizual, credem noi. Eu sunt convinsă că va fi totul bine și nu va fi nevoie de nici măcar de intervenție verbală, nici măcar de atât nu va fi nevoie. Ce mai este în ghid?
Ce, la, ce se, la ce se așteaptă participanții sau cei care încă n-au deschis? Păi, în primul rând, este vorba de punctualitate. Nu vreți să ratați cursa, prin urmare veniți... Evident! Veniți la timp, la fel și publicul. Veniți la timp dacă vreți să vedeți spectacol, să vă bucurați și de ce prezintă și să înțelegeți despre ce e vorba și da. Să vedeți ce prezintă cei doi Master of Ceremony, să vă bucurați de muzica antrenantă, să vă bucurați de atmosfera respectivă. Am zis de, e foarte important de, de îmbrăcăminte, da? Echipament. Să fie sport, echipament, seriile, fiecare, ca și participanți, fiecare știe în ce serie este, când urmează să plece și așa mai departe, nu întârziați, asta este pentru participanți, aceasta este rugămintea principală. Și restul din ghid... sunt, cum să spun, lucruri de bun simț care dacă sunt parcurse o singură dată este de ajuns. Și le găsiți încă o dată pe site, pe www.asaltulupilor.ro și pe Facebook-ul Asaltul Lupilor. Ce se întâmplă cu vremea? Tot în ghid am citit că organizatorii au dreptul să anuleze evenimentul. Eu știu că de vineri, de joi, vor începe iarăși ploile. Vremea probabilă, de aceea se numește probabilă, pentru că nu știm okay. cum va fi. Evenimentul nu se anulează, nici măcar la vreme rea. Deci doar dacă este pericol, nu știu, iminent de accidente majore și să fie ceva catastrofic. Doar în acest caz s-a luat în calcul anularea evenimentului. În schimb, dacă va ploua, evenimentul va avea loc în continuare. Asta cu siguranță. Noi credem că va fi o zi interesantă și potrivită pentru Asaltul Lupilor Fan, cursă cu obstacole și noroi. Deci noi așa credem că acea zi de 19 mai 2019, duminica asta, va fi o zi extraordinară, ideală exact pentru această cursă. O să vedem. Noi credem că o să fie și soare, o să fie și nori, poate o să fie și ploaie, o să fie interesant. Deci o să vedem. Vremea este probabilă și prin urmare așteptăm să vedem cum va fi. Oricum, de anulat nu credem că se va anula. Deci nu credem că vremea poate fi atât de rea încât să se ia decizia, Cristian să ia decizia să se anuleze această cursă. Dar dacă plouă, repet, cursa va avea loc, cu siguranță. Cursa va avea loc. Asta este. Am înțeles, am prins așa o idee că încă se mai lucrează la... Cum să nu la... verificăm obstacolele acum? În continuare... Exact ce spuneam mai devreme, se verifică obstacolele... ca să fie stabile, să fie în siguranță, să fie... Deci fiecare șurub de acolo este strâns încă o dată, este verificat încă o dată. Lumea, exact acum, suntem în ultimele zile de pregătiri, de aranjat locurile pentru parteneri. Cum am spus că o să fie partenerii noștri de la autorități, o să fie de la Crucea Roșie, o să vedem cum punem cortul pentru Crucea Roșie, cum o să fie să facem traseul efectiv, să-l delimităm, ca să spunem așa, pentru că sunt sensuri. Unii concurenți vor trece pe lângă alții care vor pleca de la un traseu și trebuie noi delimităm. Deci am asta înțeles. Facem acum. Verificăm, delimităm, organizăm totul să fie și vizual interesant. Adică, într-un fel, la ora actuală și toată săptămâna, deja se vor desfășura acolo. Da, absolut. Suntem acolo. Suntem ca niște furnicuțe cu toții cei din organizare, din stafful de organizare. De dimineață până când faceți asta? Bine, tu acum ești aici, clar. Mai facem pauze. Nu, suntem acolo tot timpul și cu gândul suntem acolo tot timpul. Nu, facem ca toate lucrurile să fie bine. Munca nu se oprește nici după eveniment, pentru că întotdeauna există follow-up. Și noi după aceea nu ne oprim, adunăm fotografiile de la voluntarii noștri, le postăm pe site, pe Facebook și așa mai departe. Prin urmare, nu ne oprim din muncit. Poate încolo, după 20 mai, puțin o să luăm o pauză. Ok. Mă gândeam că pentru tine sau cel puțin pentru mulți cei care organizează și sunt voluntari, lucrurile se vor desfășura duminică seara, va fi totul light. Bineînțeles, va fi petrecerea pentru voluntari după și tot așa în semn de mulțumire că ne ajută, dar nu, munca nu se oprește. La organizarea unui eveniment de o astfel de anvergură cu peste 1000 de participanți și cu public tot așa de
câteva mii, estimat, nu se poate opri munca, nici, repet, nici în ziua evenimentului și nici după eveniment, tocmai pentru că sunt lucruri care țin de organizare și țin, cum ai spus mai devreme, de profesionalism. Seriile încep de la ora 9. De la ora 9, e primul start. Există un termen limită, adică nu știu, nu e contra cronometrul, dar un termen totuși limită. Nu este un termen limită, dar oamenii o să-și dea seama, mergând, chiar și dacă mergi la pas, să spunem așa, și nu alergi, tot la un moment dat, peste o oră, două, tot termin traseul respectiv. Evident, 6 km sau cât? Aproximativ 6 km. Nu este vorba doar de alergare non-stop? Nu, bineînțeles că nu, că altfel era trail running. Nu este vorba doar de obstacole non-stop. Așa, este o combinație între, și repet, obstacole sunt artificiale, adică mânuite din lemn, cele artificiale înseamnă lemn, cauciucuri, greutăți, așa, și cele naturale înseamnă bușteni în drum peste care trebuie să sari. Este un obstacol, da? Da. Să te cațeri într-un copac, poate, nu știu, o să vedeți la fața locului. Deci, obstacole artificiale și naturale. Și naturale, deci asta ne așteaptă. Și mult noroi. Nu mult noroi, repet, nu, din loc în loc. Din loc în loc. Eu am văzut fotografii, da? Și multe lupoaice și așa. Lupi erau mânjiți de noroi. Da, da. Păi depinde și cum sari în groapă, cum te bagi, cum... Unora le place acest sentiment și acest lucru. E foarte important să... Va fi fiecare, ceva nou. Tocmai, pentru că pentru fiecare, fiecare își găsește acolo adrenalina pe care s-o descarce în felul propriu. Pentru că, îmi imaginez, sunt oameni și oameni și fiecare va avea ca și proprie limită și propriul obstacol interior multe aspecte, adică unii poate... Frica de murdărie. De murdărie. Asta exact. Țin minte dacă doar când eram mică mă băgam în noroi și atunci din greșeală. Exact. Acum să mă bag de bună voie... Exact, este o limită psihică. Absolut. De asta spuneam că această cursă pune accentul pe distracție și pe testarea limitelor nu doar fizice, ci și psihice. Cristian, îmi pare rău că nu a putut și veni. Și lui îi pare rău, dar este acolo pe teren. Cu siguranță că ne pregătește multe lucruri frumoase. Absolut. Eu îl salut și sper că poate cu altă ocazie, la anul sau când o să mai fie un eveniment, chiar să vină. Ce am omis? Să povestim, să spunem, să aducem în atenția celor care ne privesc. Adică, ideea este în felul următor. Cei care, cărora le-am stârnit interesul, pot veni. Deci puteți veni, eu deja sunt acolo. Absolut. Și puteți veni, în primul rând, ca și public, dar și ca participanți. Dacă vreți neapărat să participați, se poate face înscrierea la fața locului în anumite condiții. Dacă intrați pe site și pe Facebook, vedeți care sunt acele condiții. Adică și la fel, și copiii, dar peste... Nu. Da, 16 peste ani. 16 ani, deci minim 16 ani împliniți în ziua cursei trebuie să-i aibă. Ah, okay. Da? Pe 19 mai 2019. Oamenii pot veni, chiar și participanții, pot veni cu familia, cu susținători, cum am zis la început, cu animale de companie, cu copii. Se poate? Bineînțeles, se... dar la fel, respectând regulile, ca în orice parc, îl lași în grijă atunci când intri pe traseu ca participant, îl lași în grijă cuiva care trebuie să aibă grijă să-l țină în lesă, să strângă mizeria după el. Sunt niște lucruri de civilizat. Bun simț, exact cum am spus la început. Dar poate veni oricine, cu cățelul, cu pisica acolo, atâta vreme cât are grijă de animăluț. Ar fi fost interesant, nu știu dacă este, să participe școlile. Liceele, de fapt. Da, noi am propus, am trimis informare, am propus, nu știm, o să vedem, poate și la alt eveniment de family sau poate la kids, dacă Cristian va lua decizia să organizeze asaltul lupilor pentru copii. Pentru copii. Da, o să vedem. Poți să ne spui așa puțin despre family, cum este beast, cum este, ai spus că este hard, ok, cât este de dur? De exemplu, kilometrii sunt în jur de 11-12. Mai mulți. Traseele sunt mult mai dificile, adică înălțimea este mai mare, forța aplicată în brațe și în picioare ca să-l treci este mult mai, îți trebuie mult mai multă forță.
Nu știu dacă sunt exerciții de penalizare, am senzația că dacă nu, nu știu exact regulile, dar repet, aceste informații se găsesc pe site. Nu sunt exerciții de penalizare, deci dacă nu treci obstacolul, asta este, nu termin cursa. Deci sunt niște reguli acolo mult mai dure. Mult mai și dure. Repet, au fost la București când a fost organizat, mulți participanți nu au reușit să termine acea cursă, BIST. Iar la family se încurajează participarea în familie, adică cu toată lumea, părinți, copii și bunici, repet, deci toată lumea să se distreze împreună, să facă o activitate de weekend împreună. Și la fel este tot în aer liber. Absolut, da, da. Asaltul lupilor este în aer liber, un eveniment sportiv în aer liber. Toate cele care au fost până acum s-au organizat în București, în diferite locuri, în parcuri, în aer liber. Eu sincer sper că se va ține și anul viitor. Abia aștept această experiență. Despre reguli am vorbit? Am vorbit, da. Despre ghidul am vorbit. Prezența obligatorie mai devreme? Da, vă rugăm să fie mai devreme, tocmai pentru că să vă găsiți locul de parcare, să mergeți să vă lăsați la garderobă hăinuțele cu care ați venit curate, cu care veți și pleca, așa, să vă găsiți seria, să vă găsiți, nu știu, dacă mai aveți întrebări, să vedeți voluntarii noștri la treabă, să vedeți domnișoarele care vor da medaliile la sfârșit. Am înțeles. Și tot așa. Încă un aspect, spuneai, echipamentul complet. Da. Tricou, lejerie, pantalon scurt, tehnic, așa tehnic, se numește. Okay. Apoi, lejerie intimă, da. Toate aceste tricou tehnic și tot ce, să nu fie de bumbac. Recomandarea este, asta înseamnă de obicei la evenimentele acestea sportive, să nu fie, pentru că bumbacul reține apă și va fi mai greu de alergat cu toate lucrurile astea ude pe tine. Apoi, se recomandă încălțăminte de trail running, adică de alergat pe teren accidentat, mănuși, dacă aveți, încă o dată, părul prins, foarte important, și băieți și fete, părul prins, ochelarii. Tocmai ca să nu se prindă în sârma înghimpată, în obstacole, da? Fără accesorii, ochelari, inele, lănțișoare, la Berghete. Fel, se pot agăța, da, se pot agăța, corect. Nu o să se supere partenerii dacă o să le dați jos în ziua respectivă. Cu siguranță. Le puneți în punguță și sau le lăsați acasă. Raluca, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Un cuvânt de încurajare pentru participanți și pentru cei care vor fi prezenți duminică pe 19 mai la Asaltul Lupilor. Un singur cuvânt de încurajare? Nu, mai un cuvânt, mai multe. Aș spune hau-hau! Dar, nu, asta e, oricum nu e un cuvânt, este o interjecție, așa, dar ce să spun... Este important să trăiești această experiență, tocmai pentru a vedea ce înseamnă o cursă cu obstacole și noroi. Și cu siguranță îți va plăcea și vei vrea să mai repeți experiența asta, pentru că, după cum ți-am și spus, de aceea sunt mulți oameni care o urmează în țară și au venit de la București, în Iași, special pentru a experimenta și aici. Pentru că este unic, este altfel decât... E altfel față de cum este la exact, București. Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Abia aștept să ne vedem duminică. Și eu mulțumesc. Și mult spor în continuare, pentru că voi mai aveți în continuare de muncă da, pentru tot ce va însemna Asaltul Lupilor. Îți mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu încă o dată. Dragilor, eu sper că va fi de interes și că vom fi în număr mare duminică pe 19 mai. Eu vă mulțumesc și doresc de asemenea să mulțumesc Bliss Beauty Salon pentru make-up și coafură, pentru vestimentația asigurată Ultimei Design și doamnei Veronica Lițu, care se ocupă ca de fiecare dată. Până data viitoare, să fiți sănătoși și ne vedem duminică!